Leu, iată, pe 2 martie această eclipsă, de lună, iată, pe 2 martie, da, fenomenul de lună plină cu luna în casa a doua pentru ei este foarte important. Trebuie să înțeleagă că toate aceste reglaje financiare pe care le vor face vor fi importante și pe termen lung. Deci, iată, o lună plină care îi ajută pe lei să intuiască cum trebuie să se pună la punct din punct de vedere financiar. Ei vor prefera și își vor îndrepta atenția spre investiții sigure. Șansa poate fi fluctuantă, dar totuși ei vor deveni foarte atenți la acest tip de investiții. Atenționarea asupra relaționărilor cu lumea exterioară. De asemenea, este indicat să înțeleagă cât mai mult cum să se pună în evidență pentru a deveni și mai buni la locul de muncă, cum să fie și mai determinați pentru a pune în practică anumite lucruri care până acum erau doar la nivel de idee, să spunem. Foarte multe lucruri vor veni către ei, multe schimbări și datorită șansei. Acolo unde există însă nesiguranță, îndoială, bine este să lucreze puțin la acest aspect, pentru că sunt destul de avantajați pe forță emoțională de această lună plină, spuneam. Vedem și câtă anvergură este aici în domiciliul acesta neptunian. Avem Soare, Mercur, Venus, Neptun, toate aceste planete în semnul peștilor. Pentru lei, atrag atenția asupra faptului că a venit momentul, spuneam, să-și pună mai multă ordine în investiții. Ei trebuie să încerce să-și fructifice factorul de noroc, să schițeze anumite proiecte, anumite planuri și să le pună în practică pentru a, poate pentru a-și îmbunătăți zona aceasta financiară. De asemenea, trebuie să înfrunte și un pic dificultățile vieții altfel, să se pună la adăpost în fața unor acțiuni imprevizibile și să fie foarte atenți și asupra unor situații critice care pot veni cu o anumită bruschețe către ei. Care ar fi eliberările energetice pentru lei? Pentru lei ar fi bine săptămâna aceasta să se retragă puțin din ritmul agitat al vieții, tocmai pentru a putea să stea cu ei și a vedea care sunt acele emoții negative care îi blochează în afirmarea puterii personale și în a străluci, a se poziționa de fapt acolo unde le este locul. În același timp, pentru lei ar fi foarte bine să. Pentru că, într-adevăr, spre ei vor veni foarte multe oportunități, dar ar fi bine să stea să vadă care sunt cele reale și care sunt cele poleite și pentru a putea să facă alegerea corectă. Și tocmai pentru aceea, ca să aibă o minte libere și minte limpede și claritate în idei, în gânduri, în cuvinte, să folosească uleiul de citrice care îi va ajuta la limpezire și care face bine și în această perioadă de virus de răceli. În același timp, ca și afirmație, în special pe data de 2 martie, lei să facă afirmația sunt în armonie cu mine însumi și văd cu claritate tot ceea ce mă înconjoară, ascult cu răbdare și accept și părerea celor din jurul meu. Și tocmai în felul acesta lei vor putea să meargă pe o flexibilitate și să fie foarte atenți la ceea ce vine spre ei, pentru a vedea cine vine cu gânduri bune, cine cu mai puțin bune. Revenim, Simona, după publicitate și cu concluzii pentru nativii leu. Vorbeam, Simona, despre nativii leu înainte de publicitate, deci iată, lei spuneam că sunt direct amprentați în cadrul acestui fenomen de lună plină de pe 2 martie, pe axa 2-8, devin foarte serioși în ceea ce privește luarea unor decizii în plan financiar. Și încep să urmărească anumite obiective personale cu foarte multă vehemență și cu foarte multă determinare. O concluzie pentru ei.
să se bazeze pe intuiție toată săptămâna viitoare, pentru că vor putea să citească destul de ușor atât în sufletul celorlalți, cât și în sufletul lor, și să se retragă puțin din agitația vieții și să fie atenți, pentru că s-ar putea la ei să fie o deschidere un pic mai amplă a centrului energetic 5 și poate în anumite momente să spună lucruri pe care pe urmă să le regrete. Deci asta ar fi singura avertizare pentru ei. Mergem mai departe să vedem pentru nativi.